Patru dintre grupele micuților fotbaliști politehniști vor juca duminică la baza Politehnicii 2 amicale cu echipe de juniori ale clubului FK Vârșeț din Banatul Sârbesc. Partidele se vor disputa două câte două simultan pe terenul de iarbă și pe cel sintetic. De la ora 12 vor juca grupele 2000 și 2004, iar de la ora 14 grupele 2003 și 2006, cu specificația că albioleții născuți în 2003 vor da piept cu adversari cu un an mai mari. Cea mai performantă dintre grupele centrului juvenil de la Politehnica, cea de junior 2003, este antrenată de Iulian Prodana, cel care este și coordonator tehnic al centrului de copii și juniori de la club. Această grupă a învins cu 1-0 zilele trecute într-un meci de pregătire echipa de seniori Atletico Libling din campionatul județean.